Totul despre familia mea, episodul 43. Asiele cere explicații lui Achif și lui Suzan despre moartea mamei ei, iar îi povestesc tot ce s-a întâmplat în ziua aceea și o asigură că nu au nicio legătură cu accidentul. Achif îi zice lui Doruk că s-a despărțit de Suzan și că Nebahat știe despre ei. Doruk îi spune mamei sale că Achif s-a întâlnit cu Suzan la casa de vacanță și că toți prietenii lui au aflat de relația lor. Nebahat se ceartă cu Achif crezând că încă sunt împreună. Achif nici nu mai încearcă să o convingă și să îl ierte și își face bagajul să plece, gândul lui fiind doar că Suzan, pe care o vrea, o să o piardă. Khan pleacă cu el atunci când află despre relația lor. Resul vrea să rupă parteneriatul cu Achif. Suzan nu poate să îl convingă că s-a despărțit și demisionează. Orham află că Sengul și-a recăpătat memoria. Ayla a primit o acțiune de divorț și începe să lucreze la liceu. Ogulkan se angajează ca mascotă la un magazin ca să cumpere un cadou lui Harika. Dora și Ece o cheamă pe Harika la acel magazin și vorbesc urât despre el. Harika nu știe că Ogulkan este costumat în mascotă. Asie se îmbolnăvește, are pneumonie și lipsă mare de vitamine. Doruk insistă ca Omer să accepte măcar banii pentru medicamente, dar Omer refuză. Fiind disperat că nu poate avea grijă de familia lui, merg la cămătar și îl întreabă dacă mai are nevoie de un angajat.